A doua zi în Zanzibar, ne-am trezit și noi, este ceasul 7:20, iubita mea frumoasă aici, ce? Sunt deja încălțată. Ești încălțată? Da. Da, ne pregătim să mergem la masă, să mâncăm ceva. După o să vină Moody. Moody este un ghid, nu? E ghid. Da. Cu care o să mergem să facem snorkeling, am zis bine? Da. Așa, adică... Braștele testoase. Și la snorkeling ne scufundăm sau ce facem? Să vedem... Nu, chiar e mai mult deasupra apei. A, să vedem pești, coral și chestii de genul ăsta. Doar că lui fratele vostru nu că este frică. Mă cac pe mine de frică pentru că mie mi-este foarte, foarte, dar foarte frică de apă. Nu știu nici să not și mi-e frică rău. Adică eu dacă mă duc la piscină undeva și n-ajung cu picioarele jos... S-a terminat, îmi stă inima. Nu știu, am așa o frică din asta groaznică. Andreea abia așteaptă, sincer să vă zic, de-aseară numai asta. Abia aștept să mergem. Hai să mergem. Dacă deja încălțată și noi abia ne-am trezit. Da, doar ce m-am spălat pe dinți, pe față și cam atât. În rest n-am făcut nimic. Dar stați să vedeți patul nostru pe lângă asta. Stați așa să vedeți. Numai în filme vedeam așa. Cu chestii din asta așa. Asta e să nu intreți în țară sau pentru cei. Sau care e șmecheria la plasa asta? Nu, nu sunt în țar chiar, dar n-am văzut, dar nu știu, care ea deschide puțin să vedem. Eu m-am uitat că am fost la baie să mă scol pe dinți pe ochi și am văzut și a cam plouat asta, mă cam enervează, ca să zic așa. Nu știu dacă vedeți voi, dar de fapt se vede, uitați că se vede pe geam stropii. A plouat, nu este frig, am ieșit eu afară, nu-i frig, dar bate vântul și asta e cel mai nașpa. Mă enervează cel mai mult pentru că nu se aude pe filmare cum trebuie. Deci fiți atenți, pe plajă, dar nu aici unde suntem noi, în resortul ăsta, dar o să vi arăt eu astăzi, dar vă și povestesc. Da, ideea e, nu că în resort, că n-au cum în resort, gen resortul are o plajă separată față o să de vedeți astăzi. Plaja normală. În fine, sunt, cum să mă dau eu, acum e lumina perfectă. Deci sunt niște africani din ăștia. Îmbrăcați exact cum canibalii aia, știți? Cu chestii din aia pe ei, un cerșaf, cu suliță, cu pene din ăla. Adică e exact unul la unul cum ar veni, ca în filme. Și stau acolo pe plajă, adică aproape de apă. Ei n-au autorizație din asta gen să vândă magneți, brățări și ce mai fac ei chestii din ăla din lemn. Adică nu le dă voie. Că scrie și aici, nu scrie iubita? Da. Nu știu, aveai tu un... Nu știu unde te-ai uitat. Avem, cred că în chestia asta, în cartea asta, în regulamentul ăsta de aici, de la resort, scrie că, gen, să nu cumperi de la ei chestii, să nu te duci cu ei, ei vin și spun, hai să mergi cu noi, să vizitezi, că te ducem noi nu știu unde, că faci nu știu ce și bla bla bla, să-ți arate ei pe aici. Și aici scrie să nu te duci cu ei, adică nu este indicat să umbli cu ei. În fine, și asta noi pe plajă pe aici și bineînțeles... Prietenoși și foarte nu înțelegeți greșit gen, sau așa. Foarte mișto. Doar că... Adică nu figurant sau sufăr sau chestii de genul ăsta. Doar că când te duci pe plajă, dacă ar veni la tine și ți-ar zice salut, sunt cu tare, uite, fac asta, vând asta, păi vrei? Nu, fix asta îți spun. Doar că de atât de multe ori încât... Nu știu, și nu neapărat... Nu e problema că îți spun. Ideea e că stau așa după tine, în genul. Deci dacă tu zici no sunt thanks, adică 70 când, în jurul da, tău. Nu vrei, nu știu ce și zici că na, vrei, stai liniștit să te plimbi. Nu, stai, nu. Da, stai așa că mai am o ofertă să-ți mai zic. Bă, dacă n-a... Deci fiți atenți, am mers de aici, cred că am mers încolo 2 km, deci nu știam să mai mă întorc înapoi aici, nu mai găseam asta. Am mers după mine așa, deci țineau așa după tine. Să te convingă, să cumperi, să iei. Și la un moment dat devine enervant pentru că tu vrei, nu știu, să stai liniștit, să mergi, da, să... Ideea e că vrei să te plimbi pe plajă și nu vrei. Îi spui omului, băi, nu vreau, ok, am înțeles, nu, mersi, vorbești frumos, nu, stau așa după tine. Nu te bruschează, nu chestii de genul ăsta, dar stau așa ca lipitorile și te mai întreabă, nu, că asta e nu știu cum, că nu mai găsești, că e prețul cel mai bun, că iai de fapt e 20 de euro, dar eu ți-o dau la 5, că pa, stați așa că asta nu-i tot. E, bineînțeles, la mine au venit, știți că fratele vostru e mai problemă, așa i-am zis că nu vreau, la urmă i-am zis că nu înțeleg engleză și cam asta este și lasă-mă. Bine, nu acum când înțeleg eu mare engleză, dar îmi dau seama cam ce zic ei acolo. Știi Andreea, bineînțeles. Zici?
Andreea. A stat acolo. Nu, deci a prostit-o meu... până la urmă. De-a luat două brățări. I-a făcut brățări cu Bogdan și Andreea. Picea meu a plecat mai în față. Păi i-am zis, nu mai sta cu ei acolo. Vino și cu... am rămas cu alții în spate. Măi, și era unul. Dacă nu, deci, nu știu, cred că era în stare efectiv să mă țin așa... Nu mai dădea drumul, ești băi, băi, uita mea, vină cu lângă mine, nu mai sta. La un moment dat nu poți să le mai zici cu vorba bună, adică nu mersi, da, trebuie să pleci, nu, te întorci cu spatele și pleci și lasă să vorbească. Că nu, deci și efectiv nu te înțelegi cu ei. Și că nu mi-o dă acum, că el se duce și o face. Dar chiar a făcut-o, chiar s-a dus. Și ne vedem în două ore sau de în chiar ore. A venit în două ore aici. Și eu, în capul meu a fost, zic, lasă că îi trec numele acolo pe carnețelul ăla. Chiar cerut numele meu și a ei ca să facă brățara cu numele. Da. Și zic, lasă, nu-i problemă, că scriu numele și ce ai zis tu? Că te mai întâlnești cu el pe aici zilele astea și nu mai stă după tine. Nu, dar am zis că nu o să mai fim jos pe plajă, să fim sus aici. Deci aici sus unde stăm noi, n-au voie să urce pe bucata asta de plajă. Doar la apă, în mare, acolo, lângă, au voie să stea. Restul e păzit aici și nu-i lasă. Și uite așa. Cum stăteam cu Biții, nu știu, cred că era... A, ca să vă zic o chestie, stai puțin, scuți. Biții, cum zicea mie și cum zic eu ei, este alintul nostru. Așa ne-am... Așa ne-am cunoscut noi, bine, noi am explicat și pe Instagram, dar ei nu ne urmă, adică nu ne urmăresc toți acolo. Și așa ne alintăm noi cu Biții, adică e o chestie de la... Iubita, iubițica, bita, biții, adică a fost așa o chestie, a trecut prin multe ca să ajungem aici. Ca să înțelegeți, pentru că o să auziți mai des. Gata, spune. Am rămas cu asta, cu brățările. A, și stăteam, cred că era 5 sau nu știu. Vreo 4 oricum, și ceva. Trecuse de mult ora 2 când a zis el că vine și aduce brățările. I-a zis că gata, am scăpat, ce să mai... Nu stă sigur după noi. Și... trecuse soarele și mai era soare doar pe o bucată aproape de plajă. Și stăteam acolo. Să se bronzeze. Și din depărtare vine. A, hey, my da, friend! Da, da, când am văzut zic că azi te văd eu acum cum te descurci. Și bineînțeles... că să iau brățările până la urmă. Ea oricum e și o fire așa, adică mă refer că, nu știu cum să vă zic, nu că rușinoasă, dar... nu poate așa, e sufletist așa. Eu i-am zis, băi iubita, mi-am rupt sufletul așa când i-am zis. I-am zis, băi, zici că nu o vrei să o cumperi. Practic omul ți-a băgat-o pe gât. Deci a stat după ea până i-a scris numele. Până la urmă am negociat. A luat-o, nu vă gândiți. Aici am vrut să ajung, deci am o iubită, pot să fac casul cu ea. De la 15 amândouă a ajuns la 10. A luat ea 10 euro, s-a dus direct cu 10 și a zis că nu, că atât am vorbit. E ofertă. Dar unde să le arătăm și lor? Să nu vă gândiți că a făcut vreo mare șmecherie. Bă, sunt drăguțe, dar mă enervează când... Unde sunt? N-o până le scot eu. Dar unde? Păi dă-le să le vadă și ei. Le-am lăsat în la mic. Păi scoate-le. Și la mic e seif. Păi bag acolo, bă, stați să vedeți. Dar, mamă, chiar avem și seif. Ia fiți atenți acum. Exact ca Pablo Escobar, mă, să-mi bagă codul acolo. Adică știi că ăla mic l-am avut ieri. A, portofelul ăla? Da, și se mai avește. Așa, păi se vadă și ei despre ce-i vorba. Acum, cred, doamne, că ce-au făcut o brățară asta cu Zaroschi, cu... Nu, pizza, what the fuck, e o brățară din aia, din mărgele. Da. Băi, da, îți drăguți, doar că... Nu mai, e efectiv, ce se mai, te-a obligat să o cumperi. N-am putut, Biti, mi s-a rupt sufletul. Deci, stați așa să le vedem. Oricum, de fiecare dată când am zis nu, mi s-a rupt sufletul. Băi, o amintire mișto, doar că v-am zis. Bine, și zicea lumea pe aici că brățările astea gen, ei la, deci amândouă au fost 10 euro și ei, adică prețul e foarte mare pentru brățara aia aici. Undeva, cred că o fac cu... Cred că și pentru România. Cred cu un euro, nu știu, foarte adică puțin. Adică nu cred, sigur și pentru ei, vă dați seama că încearcă să scoată bani, cum ar veni de la turiști, de la asta și... Na, cam asta e iubita mea, afaceristă. Hai să mergem la masă că nu mai dau ăștia de mâncare. Atunci trebuie să dau 15 dacă nu-ți convine. E 15 atunci, că mai mâncăm, mai mâncăm nimic. Aici stăm cu brățările astea la mâncare și gata. Mergem să mâncăm. Aseară am căutat ăstea, să dau aici la asta. Dar n-am găsit săgețile. Avem aici și biliard. Trebuie bile. Să le ceri. Da, probabil. Cu și bilele trebuie să le ceri. Da. Ba nu, bilele, uite, sunt acolo. Jos acolo, n-aia. Avem și masă de tenis, se jucau aseară aici niște oameni. Dar oricum e foarte șmecher aici ăsta. Și acolo trebuie să mergem noi să mâncăm. Uite, și două porți de fotbal, dar vedeți cum au ei porțile de fotbal? Camerele sunt așa, gen bungalouri. A, sunt chestii cu acoperiș din ăsta, vedeți?
aici în copișină avem, aici venim la bar, la prietenul nostru, să-ți iei ceva de băut. Și aici încă o piscină, adică tot ăsta poți să vii oriunde, aici să mănânci, să bei, gratis, tot ce vrei tu. Nu plătești nimic. E super șmecher. Chiar e mișto. Pe aici am intrat noi, că am făcut primul vlog acolo la recepție. Chiar e calm. Să vedem ce avem astăzi de mâncare. Dacă găsești ceva și pentru sufletul meu, trebuie să-mi pun masca. I'm fine, thank you. Ce chestie din aia are în cap ăla, vedeți? Posibil. Avem plătite pentru cine vrea. Deci mănânc un ou fiert. O, cartofi, dar n-am voie. Mergem mai departe. Pizza, ce e asta, cred? Da. Nu prea am voie nici asta. Mai că scal lumea, băieți. Fasole, nici asta. Hai că mănânc, dacă e. De aici ai voie cât aveți cu pui. Și punem niște pâine, dar nu vreau. Asta e, nu vreau din asta, care pe ea, nu știu. Punem din asta, te rog frumos. Stai, că nu pot. Am și asta în mână. Nu știu. Punem două, mai punem una, te rog. Ia uitați ce face. Frumos așa ceva? Dar ce să fac? Ia uitați ce și-a pus aici. Știți că am luat ouul ăsta? De fapt nu este fiert, e ou normal, adică curge din el, ia uitați. Da, am crezut că e fiert, dar de fapt acolo trebuia să el dai lui, să ți-l fiarbă el. Deci mănâncă și fratele vostru puiul ăsta cu niște pâine și bineînțeles că iubita mea, ia uitați, și-a luat alea. Și ou, ochi și aici nu, și aici și-a luat ceva de, mi-e rău când mă uit la ea, sincer. Îmi vine rău când o văd. Și o văd cu lapte, nu ar, n-ar trebui. Ca o altă mănânc și eu în dimineața asta. Deci ne-am întâlnit cu Moody, de care v-am povestit, le-am povestit înainte de tine, că o să ne întâlnim cu tine și că știi română. Și unde te pot găsi oamenii pe tine dacă ei vin aici? Unde te pot contacta? Pe Instagram? Cum ai Instagram? Pe Instagram am Descoperirea Zanzibar cu Moody. O să pun eu undeva aici ca să vadă ei o poză cu Instagramul tău. De exemplu așa, uite. Deci. Trebuie să-l căutați așa, dar o să vă las eu în descriere ca să intrați direct pe link. Dacă observați, are și tricou cu România pe spate, scrie Moody. Deci, și voiam să te întreb, cum ai învățat tu română? Adică ți-a fost greu să înveți română? Ok, de fapt am învățat limba română doar de pe internet și de la turiști români care au fost în Zanzibar. Dar majoritatea turiștii români se gândesc că am iubit românca, de aceea vorbesc limba română. Dar nu ai iubit românca. Dar nu am avut niciodată iubita românca și nu am fost niciodată în România. Tot a fost online de la turiștii români care au fost în Zanzibar și de pe internet. O să ne vedeți zilele acestea, o să ne vedeți cu el, pentru că ne duce să vizităm mai multe locuri ca să filmez și eu și să vedem și noi, bineînțeles, și o să-l mai vedeți. Adică o să-l vedeți cam în toate vlogurile cu mine, o să-l vedeți cu mine aici. Oricum e un tip super ok și chiar vă recomand dacă ajungeți aici, pentru că e important să vă duceți cu cineva să fiți în siguranță și care să știe unde să vă ducă, să vă arate locurile frumoase. Nu să mergeți de capul vostru, pentru că nu găsiți nimic și n-aveți de unde să știți. Zi, iubita, nu-i așa? N-am dreptate? Moody, ai iubită? Logala? Da. Dacă ai iubită. Dacă n-ai iubită, facem noi, vorbim cu fetele din România. Dar e vreo problemă, de exemplu, la voi, dacă gen e de culoare, trebuie să fie de culoare cu voi iubita sau nu are importanță? Nu. Cred că o să ajungem acolo, am eu o presimțire, ce zici? Da, și ați auzit că Bill Gates are insula aici, da? Bill Gates are insula aici? Da. Ori ea e acolo? Da. Și nu ai voie să mergi acolo? Este insula privată? Da, e privată, nu putem ajunge, dar o să facem la snorkeling aproape de insula, lunga de insula. Deci să fim aproape. Delia a fost acolo. Delia? Delia de la noi, care când? Probabil că plătești o grămadă. Mulțumesc, iubita mea, da? A fost acolo Delia. Da? Ce voiam să te întreb? Manele, ai auzit vreodată? Ai ascultat vreodată? Ascultă Manele, da. Și ați fost Veli... Vali Vigelie? Vali Vigelie, a fost, ok, da, ok. A făcut petrecere aici, da. Ok. A venit cu grup de romani acolo. Da. Vă place Manele? Ascultăm orice noi. Și așa, și așa, nu avem o preferință. Dar jucători din România, știi vreun jucător?
vreun nume de fotbalist din România. Da, da, de exemplu, cel mai... Hagi. Hagi, Hagi, da. Hagi este cunoscut peste... Peste tot, Hagi, da. Care sunt ce zici iubita? Nu prea te vezi că bate soarele la sol. Da, bate exact din spatele meu. Dacă o să observați, e un delfin acolo, sare. Cât de frumos e. Wow. S-a băgat la fund acum. Uitați, uitați aici, ia, fiți atenți. Uite-l. Uitați-l. Cât de șmecher. E fix aici lângă mine, stați să vedeți. Uitați aici. Vedeți? Că i-am prins. E așa cum v-a zis și Moody, insula aceasta este a lui Bill Gates. Adică el o are. Nu poți să te duci aici, este privată și nu poți să intri, n-ai voie. Doar dacă ajungi pe insulă, doar dacă te duci până acolo, îți dă amendă undeva la 500 de dolari și ai zis câte pe noapte ca să stai 8.000. 1.000 de euro, gen ca să stai, să stai aici, dacă vrei să vii la el pe insulă, pe noapte. Ce frumos sunt! Wow! Cât de frumoși sunt. Așa. M-au convins acum să intru și eu aici pentru că e apa mică, da, și îmi pun și o vestă din asta ca să fiu sigur. Îmi este frică, deci chiar îmi este frică de apă, dar mi-a zis Moody că dacă îmi pun vestă și așa, apă oricum este mică și vine undeva, cred că, nu știu, până aici la mine la piept. Cred că aici trebuie să vin eu să dau la pește ca să prind ceva. La mine în România nu prea prins pește, prin pește. Lumea, nu știu cum se zice la voi, bagă un fel de plasă și scoate tot, adună tot. E greu, adică sunt puțin greu, pești. E greu. Da, în zona noastră. Deci cum? Ok, și pentru bărbați musulmani. Așa. Putem avea sau ca casatori până 4 soții, dar femei... Deci de cum fac, de exemplu, să devin și eu musulman din ăsta, că m-ar interesa așa? Miții! Că sună bine, 4? 4, da. Dar nu ți-aș lupi mai multe 4, numai 4. Aia e dar ok. E greu așa, pentru că trebuie să ai mulți bani, știi? Deci majoritatea bărbați au 2. Dar de ce au 4? Nu le ajunge una singură? A, nu, una nu. Adică religia noastră, știi? Da. Dar pentru fetele nu poate avea 4 bărbați. Doar unul singur? Doar unul singur. Okay. Dar noi bărbați putem avea până la 4. Așa, iar acum Moody ne duce să vedem broaștele testoase marine, okay, care le putem înota cu ei. Ok, deci broaște testoase vedem și notăm cu ele. Oricum, mi-a promis acum să văd dacă și reușește, că o să fac un video când jucăm fotbal. Sunt foarte curios și abia aștept să fac lucrul ăsta. Ce credeți? Are și el un canal de YouTube și o să vi-l las în descriere. Să vă duceți să vedeți acolo ce postează și Moody. Deci cât de frumos se simt. Wow. Mamă, cât de mari sunt. Lasă-mi eu. Vino aici cu ele. Mi-e frică de ele. Ți-e frică? Da. Nu cred că-ți face nimic. Gen când se atingă așa de mine. Este un gigant, ce credeți-mă. Nu știu dacă pe cameră se vede la fel, dar în realitate sunt imense. Rău. Sunt frumoase rău, nu? Păi să luăm una acasă. Să luăm una acasă? Deci, Andreea, de când am ajuns aici, numai idei din astea are. Să luăm maimuțe, să luăm broaște, să luăm tot felul de chestii din astea. Acasă ar trebui să plecăm cu un avion plin de animale. Dacă ar fi
după ea. Atâta. Ce doar atât? O maimuță și o broască. Da, deci ce să mai am, băieți? Da, uite un pic la ea. Tu n-ai vrea să iei acasă? Nu, what the fuck, o mănâncă pe Pablo, o din asta. Uite, biță, că știi că eu îi fac aici ceva frumos. Uite cum stă. Vezi? Știam în vrăjeala asta. Uite, și că nu-i place, dar ea aici a rămas. Uite și tu. Uite, la cealaltă te dea cu mâna. Uite-te și tu. Și tu îmi zici. Uite, nu mai pleacă acum de aici, ajur. Ia că ridică capul. Bă, dar fiți atent ce dinți are. Stai să vedeți când deschide gura. A făcut asta show, a venit aici să-mi strice mie combinația. Deci uitați-vă ce dinți are. Că bune, nu fi cam apucă de mână. Chiar au dinții mari. Cel puțin astea mari, știi? Unde? Mă, chiar azi m-a pus și de mână. Și să mai iubiți, noroc. Să vă zic acum dacă e bun sau nu, fiți atenți acum, gust. Ia să vedem. Da, cu gheață. Da, e bun. E ok. Gin cu apă tonică. La cât n-am mai băut eu în toate lunile astea, cred că de când țin regimul, dacă am băut două din astea, o să mă vedeți dansând ca ăștia pe aici, pe plaja asta. Fiți atenți aici, scheme pe băieții ăștia. A, ce părere aveți, băieți? Ia ziceți. Ia să vedeți schema acum. Oh, au rupt stilul. Hai, mă, ce faci? Face vreo schema? A, se ridică ăla în capul. Hai, mă, că a fost ca lumea. N-am zis ca lumea, băieții. N-am. Să înțelegeți o chestie. Vedeți plaja asta aici? Adică resortul ăsta și tot ce e aici cu case. Așa, vedeți că undeva aici se oprește. Bine, poți să cobori pe acolo, să te duci la plajă. Dar de aici încolo, plaja, e publică cum ar veni. Iar toți ăștia care stau aici și care dansează, n-au voie să intre încoace. Și să vă zic o chestie, dacă tu cobori pe acolo, dacă mă duc acum acolo, toți de aici vin pe mine să-mi vândă câte ceva. O brățară, orice, nu știu. Și te doare capul, stau după tine non-stop, adică nu te mai lasă. Până nu cumperi ceva, se plimbă așa după tine. Merge așa după tine pe plajă. Și de asta ei stau aici singuri jos. Nu coboară nimeni de pe plajă, pentru că ne face cap pătrat. Zi, mă, iubita, că mai e nebunit. Ce vrei să facem? Mai zi o dată. Deci, unu, vreau o maimuță. Așa. Doi. Ce am zis? Mai vreau. O broască țestoasă, să o luăm acasă. Așa. Care stă în sus, care vine. Așa. Okay. Și ce mai vrei? Și trei, să adoptăm un copil african. Un copil african? Un bițic ăsta, nu mănâncă sarmalii și din ăstea. Nu. Păi, ba da, o să mănânce și sarmalii. Nu o să mănânce. Aici frumos să-ți iei placă din asta, să te duci pe apă. Doar că fratele vostru nu știe cu ăstea. Gata, s-a oprit show-ul. Deci, scrieți acolo în comentarii dacă voi vreți să adoptăm un copil african, că eu vreau. Vezi, da? Poate te împedici. Tu vrei, dar tu n-ai cum, biții. What the fuck, am despre ce vorbim? A nebunit iubita mea, băieți, și n-a băut nimic, n-a făcut nimic. Scrieți frumos în comentarii, că până la urmă trebuie să convingem într-un fel sau altul și să mergem copil african. Dar nu înțeleg, ce crezi tu că e așa special? Așa vreau eu, îmi place mie. Vreau eu un copil african. Sunt frumos, sunt super, uite, îmi știu numele. Ia, ați văzut, da, că a strigat-o. Deci știe și numele. Și o cheamă acolo și după aia face capul pătrat. Și iubita mea, fiind o ființă bună și cu inima bună, deci v-am zis, era stat unul după ea, a stat o oră, a stat până i-a cumpărat ceva. Deci nu ne-a lăsat. Deci oriunde plecai și ziceai, te rog, lasă-mă, sau nu vreau, sau nu știu ce, nu, please, stai. Și ți explicau ei acolo și că îți lasă la preț și că nu știu ce. Deci e teroare cu ei. Deci nu coboară nimeni, v-am zis aici. Absolut nimeni nu coboară. Și ei n-au voie să urce la tine. Ce vă spuneam eu vouă, vedeți? S-au dus acolo niște turiști ca să intre în apă și deja s-au strâns toți aici.
Și nu, lasă până nu cumpără ceva. Bine, nu vă gândiți acum că îți dă cu ceva în cap sau ceva. Dar stă așa după tine, dacă tu pleci mai încolo, vin toți așa după tine să negocieze. Deși vedeți, vedeți că aici este un fel de polițai ceva, dar nu le zice nimic. E polițaiul ăsta aici doar ca ei să nu urce aici la noi sus pe plajă. Cam ăsta a fost și vlogul de astăzi. N-am mai făcut mare lucru. Am stat aici cu iubita mea, am stat gen pe șeslongurile astea. Se înșițerează, nu? Da. De acum gata. Vine noaptea și aici. Mergem, mâncăm acum la 7 și cam atât. Intrăm în cameră și vedem ce facem mâine, pe unde mai mergem, ce mai vizităm, ce mai filmăm, vedem ce ne mai așteaptă. Sper că v-a plăcut vlogul. Nu uitați de like acolo, forță. Se plimbă cineva cu scuterul pe plajă, ăștia merg și cu scuterul și cu bicicleta și cu orice merg pe plaja asta. Asta a fost astăzi. Ne vedem la următorul vlog. Vă salut. Pa, pa.